și bine ați venit la Profon, ai coexacții de matematică. Da, sincron, așa, urmarea unei repetiții, nu e o întrebare. Nu e repetiția. Așa. Fracții, operații cu fracții. Iată, copii, să încercăm să calculăm expresia e egală cu un întreg și o treime minus 5 supra 2 plus 7 supra 3. Așa. Totul de înmulțit cu 2 cincini și minus 1 egal cu. Păi trebuie să găsim numitorul comun. Nu, mai întâi trebuie să facem scoatere și ieșirea parte. Adică introducem întregul ăsta în fracție. Acum iar le arăt. Deci un întreg și o treime, Davide, înseamnă 1 plus o treime. Da, sau 1 ori 3 plus 1. Mă las să vorbesc. Adică 1 da? Plus 1 pe 1. Așa, 1 pe 1 plus o treime. Adică și deci un întreg și o treime. Înmulțim cu 3. Deci 1 pe 4. Aducem la aceeași numitor, David, aici cu 3. Da, și o să fie 3 pe 3 plus 1 pe 3, 4 pe 3. 3 pe 3 a zis bine. 3 pe 3, care face 1, David, plus 1 pe 3. Și dă 4 pe 3. Și face 4 pe 3. Și acum să vă spun șmecheria. Ca să nu mai lungim vorba așa, se obține tot 4 pe 3, dar găsim 1 ori 3, 3, da. Și cu 1, 4. A. De fapt, am adus același numitor. 1 ori 3, 3 și cu 1 ăsta de aici, 4. Și mai face direct. 4 pe 3. Da? Observați cum se introduce întregul în fracții. Da. 1 ori 3, 3 și cu 1 de aici, 4. Urmarea faptului că a fost adus același numitor. Așa se justifică. Ia să zicem, 2 întregi și 5 doimi. Davide, te rog pe tine, 2 întregi și 5 doimi deodată, cu cine este egal? Dar nu merge. Cum? Nu merge operația. Care e operația? Acolo, sus? Nu, avem un pic de radare, dar să punem tot plus atunci, ca să meargă bine. 9. Face 2 ori 2, 4 și cu 5, 9. 9 pe 2. 9 pe 2, da? 9 pe 2. Daria, tu. Cât face 3 întregi și 5 pe 7? 3 întregi și 5 pe 7. Păi, 3 plus 3 ori 7, 21, plus 5, 26. Da? 26. Pe 7. Pe 7. Așa se introduce întregul în fracții. Vreau să fac o precizare. Este deosebire între când spun 3 în 3 și 5 pe 7 față de situația când zic 3 înmulțit cu 5 pe 7. Uitați-vă, Davide și Daria, pentru voi. Și Darius, și Darius. A, și Darius? Da. Darius, una este situația asta când pun punctul între ele da. Și înseamnă înmulțire. Și alta este când zic 3 fără să pun punctul, care înseamnă 3 în 3 și 5 pe 7. În varianta asta... Cât credeți să faci acolo? Copii, 3 ori 5 pe 7, Daria. Pe 3 ori 21 plus 5? Nu, nu-i 3 întregi, 3 ori. Nu, nu-i 3 întregi, fac acum 3 ori 15 15 pe 7. Nu plus 7. Pentru că, copii, dragilor, trebuie să înțelegi așa, de 3 ori cât e 5 pe 7, adică un 5 pe 7, hai să facem și așa ca să înțelegi, 5 pe 7 plus 5 pe 7. Daria, lasă-mă să mă fac, să insist eu, pentru că nu insist numai pentru voi. Și insist și pentru privitorii noștri. Nu, trebuie să fii atentă, că nu știe nicio. Sigur că da. Insist acum, Daria. Când zic 3 înmulțit cu 5 pe 7, de fapt eu repet 5 pe 7 de 3 ori, cum este da. Înmulțirea. Înmulțirea este o amare repetată. 15 pe 7. Și când au același numitor, face cât acum? 5 plus 5 plus 5. 3 ori 5. Așa, da, Daria. Și acolo 3 ori numărător. E mulțit. Deci, dar trebuie să zică. Deci trebuie să pun punct ca să înțeleg că e înmulțire. Da? Că dacă nu sunt 3. Dacă nu sunt 3 în 3 și 5 pe 7. Deci una este scrierea asta care mă duce aici și alta e scrierea asta care mă duce la cine? La 15 pe 7. Deci am învățat acum o chestie foarte tare. Cum se mulțesc două fracții? Că eu subînțeleg aici că ar fi 1. Deci
3 pe 1 înmulțit cu 5 pe 7 este egal, fără discuții, cu 3 ori 5, 15, nu? 15 pe 7. Supra 1 ori 7, 7. Nu 1 ușor. Ori 7, da? 7. Deci, iată că așa se înmulțesc. Și acum, mai insist ca să mă conving eu că treaba e bună, și vă rog să spuneți așa, cât face 3 pe 2 ori 5 pe 7. Cine să răspundă? Daria. Păi, pe prima o face 3 ori. Da. 5 adică cât? 15 și 2 ori. Așa, când zici pe prima, aveam așa o emoție mare, cum a sufletul meu, zic că nu cumva s-a dus la cea jumitor. Numai la durare s-a dus și la cea jumitor și la scădere, da? Da. Deci cât dă? 15 pe 14. Sigur că da. 15 pe 14, dar hotărâtă. Da? Altă mulțire. Vreau să zicem așa, 3 pe 2 ori 4 pe 9 este egal cu... Cine rămâne? Darius. Davide. Davide, da. 12 pe 18. 12 pe 18. 12 pe 18, Davide. Și îți place așa să faci astea? Nici mie. Ireductibilă. Este reductibilă să o faci. Prin 6. Prin 6. Prin 2, prin 3, dar deodată prin 6, da? Și face cât? 2. 2 pe 3. 2 pe 3. Corect. M-aș fi vrut să nu mulțesc, mă. Să ajung la 2 pe 3 altfel. Păi 3 cu 9 simplificare și o să dea. Stai, 3 cu 9 se simplifică. Și o să avem acolo 1 pe 1, pentru că simplificăm și 2 cu 4. 3 și rămânea 1 și aici 9 pătrat 3 vine 3 și 2 cu 4. 1 și 2. Păi aici prin 2, da? Tot nu înțeleg chestia asta cum vine. Deci care îl punem? 3 pe 2 sau 1 pe 3? Atenție! Dacă am lăsat 3 pe 2 mulțit cu 4 pe 9 și am mulțit 3 ori 4, 12, și 2 ori 9, 18, am simplificat prin 6 și mi-a dat 2 pe 3. Și acum mi-a pus problema, n-aș putea simplifica înainte de a remulți? Asta e povestea mea. Și asta e ce fac. Fac simplificările înainte. De fapt, e numărător cu numitor, nu? Dar aleg un numărător de aici și un numitor la cealaltă. Pot să fac treaba asta. Da. Și vine prin 3 dacă simplific, aici 1, că 3 împărțit la 3 face 1, și 9 împărțit la 3 face 3. Iar prin 2 în partea asta, 2 împărțit la 2 face 1 și 4 împărțit la 2, 2. Și acum numără, acum nemai având posibilitatea să mai simplific, dacă aș fi avut-o mai continuam, și ce au rămas să mulțesc? 1 ori 2, 2 și 1 ori 3, 3. Dar numai la mulțire, puiule, nu la adunare. Deci numai la înmulțire facem mai chestia asta. Știu chestia asta, numai că nu înțelegeam pe care îl punem și cum îl punem. Deci după ce le-ai tăiat, ce au rămas să mulțești? Normal. Dar 1 ori 2, 2, 1 ori 3, 3. Este foarte tare ca să nu mulțești și până să simplifici, adică pe niște timp. Nu? Deci trebuie să fii foarte șmecher la treaba asta. Da? Iată, dacă vă dau așa, 7 supra 9 înmulțit cu 18 supra 14 egal cu... Haideți, măi, domn profesor. Hai cum, adică? Cum? Vrei să faci, 2 pe 2. Știu că da, 2 pe 2. Cum mai faci? De unde, mă? Simplificare. De 4 pe 4. Ba nu, 2 pe 2. Hai să domn profesor, pentru că 7 și cu 14 și prin 2. Prin 7, mă scuzați, așa. Și o să dea 1 și 2 și 9 și cu 18 prin 9. Și o să rămâne 1 și 2 și 2 pe 2. 2 aici, 1 aici, da? Și 1 ori 2, 2. 2 pe 2. Și 1 ori 2, 2. Și nu lăsăm 2 pe 2 și spunem 1. Asta e rezultatul. Păi. Da? Deci ăsta e rezultatul. Dar ți-ai înțeles? Da, ești bine. Hai să vedem. Să ne întoarcem la ghișițul și acum să încercăm să-l facem. Ok. Zim, tu conduce calculul. Davide. Haide. Haide, te rog. Hai. Liniți. Da? Sigur. Nu. Stați cum se face. Deci, aici, vedeți, da? Ăla e exercițiul. E egal cu. De acolo pornim. Da. 3 ori 1, 3, 4. Deci 4 pe 3. 3? 4, da, Davide. Da, așa, 4, da, 4, 4 pe 3, 3, da? Vorbe de la, da, te rog. Da, 4 pe 3. Da. Ori, plus. Plus, plus. 5 pe 2. Da. Plus 7 pe 3. Da. Închidem, par, punem tot într-o paranteză. Da.
ori 2 ori 5, ori 2 pe 5, bravo, ori minus 1. 2 pe 5 minus 1 este egal cu... Oare ce să facem acolo? Domn profesor, pe 6 pe 5... Lasă-mi aici pe ei, dacă vreau să ajungem la un număr egal. Deci căutăm un număr care să fie deștept. Da. Și să fie capabil să se împartă la toți numitorii de aici. 6 este, nu? 6 este cel mai, cel mai mic număr care are calitatea asta. Primul împărțim cu 2. 6 împărțim la 3 cu 2. Amplificăm. Al treilea cu 3. Al doilea cu 3. Cu 2. Aici. Nu. A, da, da. Credeam că vorbiți de al doilea. Și o să fie. Egal cu. Punem un singur numitor ăsta comun care l-am găsit. Da. Pentru toate fracțiile. 6. Și o să fie... Da. Dă 4. O să fie 8 plus 15. Da. Plus 14. Plus 14. Totul de înmulțit cu 2 pe 5, nu? Zicem așa, 2 pe 5 minus 1. Și egal mai departe. Este egal cu 8, 14, 29 cu 18, 30, nu, 37. 37. Supra 6, ori 2 pe 5, minus 1. Da? Și egal cu Daria, continuă. Pe 6 și cu 2 le simplificăm prin 2. Așa și să avem 37 pe 3, punem 3 și sus 1. Și vine 37 ori 1, 36. 37, da. O știu pic mai 37, rar. 37. Supra. Supra 3. Supra 15. Da, de ce supra 3 ori 5. 15. Ah, 15. Da, 15. Minus 1. Minus 1 pe 1. 1 pe 1 putem să supra. Care îl prin 15. Amplificăm cu 15 pe... Da, 15. Și o să avem 37 pe 15 minus 15 pe 15. Da. Care este adică deodată... 22 pe 15. 37 minus 15 supra 15, da? Să zicem supra acolo 1. 1 pe 1. Adică fost 1, l-am văzut 1 pe 1 ca să-l surprinde ca o fracție. Da, fiindcă doar la fel dă. Că întregii poți fi văzut ca fracție dacă punem numitorul 1, nu? Bun. Și iată că finalul este, cât ai spus, Daria? 22 pe 15. 22 pe 15. Mai putem simplifica fracția asta? Nu. Este nu. Fracție ireductibilă. Fracție ireductibilă. Să încercăm o altă expresie. Egal cu 2 întregi și o cincime minus 1 pe 9 plus 2 pe 3 înmulțit cu, să spunem, 9 pe 8, tot într-o paranteză, înmulțit cu 5 pe 2, minus 1, plus 3 întregi și o doime. Egal cu. Conduce Darius. Așa. Și este egal cu. 11 pe 5. De ce au ieșit 11 pe 5? Fiindcă l-am mulțit pe 2 ori 5. 10 și cu 1, 11, da? 11 pe 5, bine, 11 pe 5, mai departe. Minus 1 pe 9. Da. Plus 2 pe 3. Mai copiem încă o dată? Adică ce? A, nu. A, putem să amplificăm 9 cu 3 și 2 cu 8. Da. Simplificăm. Simplificăm. Simplificăm, nu amplificăm. Amplificăm când aducem aceeași numitor acolo, da? Da. Deci simplificăm. 2 cu 8 prin 2 și aici va fi 4 din coace rămâne 1, nu? Zii, Darius, 9 cu 3. 9 cu 3 la 9 este 3 și la 1. Da. Și ne dă 3 pe 4. Deci plus 3 pe 4. Ce da. Soare. Tot într-o paranteză. Da. Ori 5 supra 2 minus 1 plus 1 1. De fapt putem scrie direct fracția 1 pe 1. De ce 1 pe 1? A, aici vrei să spui, da? Da. O lăsăm așa. Așa. Minus 1 plus plus 7 pe 2. 7 pe 2.
este egal cu, continuă Daria. Așa, este egal cu 11 pe 5 minus 1 pe 9. Ce ai de gând să mai scriu o dată? Vrei să mai scriu o dată? Nu scriu. Eu nu mai scriu o dată. Păi găsim un numitor care să se împarte la 3. Asta e. Adică facem 5 este egal cu 5 ori 1, 9 egal cu 3 la 3. Vrei să descompun de o parte, da? 2 la 2. 5 rămâne 5, da. Ai ce face, că 9 egal cu 3 la 3. 3 la 2. 3 la 2. E 3 ori 3. Așa, și 4 egal cu 2 la 2. Și facem 3 la a 2 ori 2 la a 2. Ori 5. Ori 5. Adică tot. Adică trebuie să spui toate, nu? Mulțite. Da. Iar adică deșteptați. 9 ori 4 care dă 36. 9 ori 4, 36. Da. 36 ori 5. 180. Sau eu făceam 5 ori 4, 20, când vine mai bine. 5 ori 4, 20. 20 ori 9, 180. Mi l-am mai la îndemână asta. Da, deci șmecheria. 180 împărțit. Păi șmecheria, mă, nu ți-am mai spus. 180 împărțit la 5. Deci aici care facem 180. 36. Împărțit la 5 face 36. 36. Apoi 180 împărțit la 9, care dă 20. 20, da. Și la ultima 180 împărțit la 4, care dă 45. Corect. 45. Mă, să nu cumva să greșesc, dar ia să ne fac alea. Nu dăm promesă pentru că am luat, practic, când era... 180 cu un numitor comun. Continui, Darius. Un numitor comun 180. 36 supra 180. Nu, 36 ori 11. Am criticat cu 11, da? Facem deoparte mulțimea. 36 ori 11, te rog să vezi cât face. Repede, repede, tu 3. 36 ori 11. Stați că eu trebuie să copiez. Păi, eu stau. 36, 11? Da. Oare cât fac? 396, 396. 396, nu? Ori 10 ar fi 360, da. 396, bine. Am aproximezi. Da? Minus Davide, minus... 20. Minus 20, că Davide da. Se gândește acasă. Plus... Eu trebuia să scriu. Plus 3 ori 45. 3 ori 45. 15 3, 12, 3, 135. 135 ori 5 supra 2 minus 1 plus 7 pe 2. Da, n-am face, am putea face că 5 pe 2 minus, plus 7 pe 2 să facem operația aici? De ce nu? Ordinea efectuării operațiilor. Ordinea efectuării. Deci asta e vorba mea, domn profesor. Da, sigur, e a ta, nu discutăm. Mergem pe mâna lui, nu? Plus de asta. Avem voie să greșim. Da, plus de asta că era și minus și plus. Și care sunt alegeri? Bun, nu, aici aducem la același. Totdeauna puteam să sar peste. Am zis eu așa. Dar nu se poate, că 5 pe 2 e legat de ce va fi de aici. Întâi da. Facem mulțirea și frumos discutăm, da? Deci egal mai departe cu cine? Zici, Darius? Și este egal cu... 376, nu? Se vede repede, da. Se vede repede. 376 scriu și plus 135 supra 180 ori 5 pe... 511. Pe 2. Minus 1 plus 7 pe 2. Minus 1 plus 7 pe 2 și egal mai departe cu... Este Daria. Așa, și este egal cu 501. 511. Dar înainte de a face mulțirea asta, eu mai aș face încă ceva. Ce? Păi am făcut 376 plus 152. Da, am înțeles. 300 cât ați 500? 511. Și acum ia uitați-vă atent. Și eu n-aș vrea să... Scriu supra. Ia. Sau să scriu? Hai să scriu. 180 prin 5. Așa, am mulțit cu 5 pe 2. De acum am scris 5 pe 2 minus 1 plus 7 pe 2. De ce 1 putem face direct? Hai, cine observă ce se poate face? Se simplifică. Se simplifică. Da, David. 5, 180 se simplifică, da? Adică se împarte. Da? Se simplifică. Se micșorează fracția. Cu 5 numărătorul și numitorul. 20. Și face aici cât? Sus 1 și acolo. 5 în 18 de... Da, 3. 5 că eu calculez. Păi știu cum calculez, da.
Mai repede. 30, 536. 36. A, așa. Și facem 511 supra 72, că și mulțime. 511 ori 1, 511. Și 36 ori 2, 72. 511 supra 72 minus 1 plus 7 pe 2. Și egal acum. Ia să vedem... Acum cine se prinde, doctor? Asta scriem e. 1 pe 1. 1 pe 1 îl scriu deodată aici. Ca să vedem sub formă de fracții. Nu vreau și, asta, sunt sigur. Și amplificăm ca să ne dea. Cine e numărul acela care se împarte exact? 72. 72. Se vede că 72 se împarte la 2 și la 1, nu-i mai discutăm. La 1 nici nu mai discutăm. Da. Deci 72. Amplificăm aici pe prima Darius cu cine? Cu nimeni. Cu nimic. Unul, cum ar veni, dar n-are rost să vorbesc de asta. Aici la amplificăm cu 72. 72. Și la fracția următoare, Darius, Davide? La fracția 36. 36. 72 împărțim la 2 da. Și este 36. Și este egal acum cu linii de fracții, Daria continuă. Și este egal cu 100... Deci trebuie să zici tu că ai țelul în... Pentru că am terminat. E terminat? Deci 511. Da, este egal cu 511 minus 72 plus păi, 72 ori 1. Am lucrat corect, dar de ce? Minus 72. 1 acela e. Minus 1 era, da? E scăpat pe minus 1, probabil. Nu am scăpat pe minus 1. Hai, uite-te pe tablă și vorbești. Deci minus 72 plus 36 ori 7. 36 ori 7 ori cât se facă? 36 ori 7. Este egal cu 252. 252 metri, mâna voastră, da? Davide, e bine ce zici? Da. 6 ori 70, da, așa ca să scap de obligație. 6 ori 7, 42, 2 și 4. Da. Și 3 ori 7, 21. Plus și cu 4, 25. Corect. Supra 72. Și iată rezultatul. Oh my God. Eu l-aș ordina pe 252 cu 511. Lasă-mă! Era pe sunet. Oh. Ce unic l-am sunat nimeni? Deci 511 cu 272... 835. 800 cât? 835. Nu cred. Trebuie să calculez. Uite, 2 și cu 1, 3. Da, de le-am adunat pe... Păi, am scăzut 72, scăzut 72. Nu poți face asta. Păi, adunăm pe ăștia, adunăm pe ăștia și nu scădem pe urmă. Eram în clasă, întâi făceam din astea. Făceai tu pe sănătii astea, da? Dar erau bune. 1 și cu 2 egal cu 3, 5 cu 1, 6, și 2 și cu 5, 7, minus 72, fac 72 supra 72 și faci acum. 2 din 3, 1, hai, cine mă conduce? 2 din 3, 1. Eu. Cine face scăderea acolo? Nu eu. Nu eu. Hai, Davide. Daria. Perfect. 3 minus 2, 1. 16 minus 7, 9. Da. Și de 6 este 91 pe 72. De cât? 691 pe 72? Are este fracție ireductibilă. De unde știi? Pentru că prin 5 nu, prin 3 nu, prin 2, prin 4... Mai întâi urmăring prin cine dorește ăsta de jos. Prin 2, și dacă nu merge prin 2, nu mai merge prin 2. Prin 2, prin 72 deci dacă nu merge prin 2, nu mă gândesc la 4, la 8, multipli de 2. Să ne înțelegem. Prin 2, prin 72 și prin 3. Prin 3 nu merge. Ba da, merge. Dar nu merge ăla de sus. Nu merge ăsta de sus. Prin 5 nu. Prin 7. Căutăm mări prime. Nici, nu merge nici ăsta, dar nici cel de sus. Deci este ireductibilă. Prin 9 nu merge. 11. Prin 9 ar merge. E 72, 9, 9 se împarte la 9. Dar nu merge ăla de sus. Și 9, 9, 81. Gata, am ajuns, l-am depășit și nu are rost să mai merg. În final. În final ăsta este ireductibilă. Da? Fracția asta este ireductibilă. Mai vedem o dată. Davide, spune unde ți-a plăcut. Patetul. Unde? Aici unde am simplificat? Da.
Deci, atenție, mult înainte a face mulțirile, facem simplificările. Deci, observați, notăm asta, observați. Înainte de a face înmulțirile, da, facem simplificările care se... Cum ai spus? Înainte de a face înmulțirile, asta e observația care e remarcat totul. Înainte de a face înmulțirile, facem simplificările. Da? Simplificări. Și ați văzut că simplificări fac numărător la numitor, nu? Îl de sus cu ăla de jos. Facem simplificările. Atât a fost? Acum am să vă arăt și cum se... Dați-ne cu decimale. Stai mă puțin. Stai, stai. Stai cu decimale. Nu cred că vrei, puiule. Nu cred. Eu vreau că să te mai repede. Nu, nu e adevărat, trebuie să mai lucrăm la astea, că am văzut că nu mergi chiar așa de bine. Sigur că trebuie să mergem, exact. Să dăm și împărțirea și exact. Lucrăm că unul ai ieșit ca să ne dăm mâna. Hai, după ce am văzut cum se adună și se scad, cum se înmulțesc, să vedem și împărțirea a două fracții. Deci împărțirea... Nu mi-ai spus odată. Nu mai ai spus. A două fracții. Împărțirea a două fracții. Ia să vedem dacă o doime o împărțim în două. Adică o jumătate de măr o mai dăm în două odată. Ce obținem? Egal cu 4 de... Gândește-te, am un măr. Am un măr, împărțim în jumătate și jumătate am fost în 4. Adică, și dacă aia împarte în? Două. În două. Da. Și ce obții? Patru. Da. În sfert. Unul pe patru. Da. Ah. Păi așa, obținem un sfert. Deci dacă e o jumătate de măr și o dai încă o dată în două, obținem un sfert, nu? Deci o doime împărțită în două este egal cu o pătrime. 1/4. Acest 1/4 e de fapt 1/2. Care înseamnă? Egal cu 1/2 ori 1/2. Și este egal cu 1/4. Și acum vreau să înțeleg. Iată să scriu așa. 1/2, scriu din nou, 1/2 împărțit la 2 a fost egal cu 1/2 ori 1/2. Cum s-a întâmplat minunea asta? Păi, la împărțire se inversează. Da. 1/2 prima oară rămas așa. Da. Și 2 egal cu 2/1. Și asta care era 2/1, eu pot privi ca fiind 2/1. Înmulțit cu 1/2 că se inversează. Ea e inversată, da? Înmulțit cu inversa. Pentru că ăsta trebuie să aducă contribuție la numitor. Da? Deci înmulțit cu 1/2. Și iată că am găsit. Cum se împar două fracții. Hai să scriu în cuvinte. Cum se împar două fracții? Două fracții se împar astfel. Două puncte. Două fracții se împart astfel. Da? Astfel. Două puncte. Se înmulțește prima cu a doua inversată. Se înmulțește prima cu a doua inversat. Prima fracție cu a doua, cu inversul celor de al doua, dar mai bine cu a doua inversată, ca corect, să fie foarte bine înțeles. Se înmulțește prima fracție cu a doua inversată. Vedem dacă am înțeles, domnule. Acum facem. Da? Da, vedem. 3/7 împărțit la 5/7. Da. Invers. Zic, adică egal zi, cu, zi, egal cu 7/9. Nu, prima o scopi, egal cu 3/7. Da, egal cu 3/7. Înmulțită cu 7/5. Cu 7/5. Și fiindcă am intrat în mulțire, sunt pe terenul pe care îl știu, și am spus înainte de a face mulțire, facem simplificările. Iată, 7 cu 7, 1, 1. Și acum zic 3/5. Da? Răspunsul e 3/5. Corect. Ia să mai vedem alte fracții. Cât ar fi 5 pe
21 împărțit la 3, nu la, la 5, pe 3. Egal cu? Cine copie? Tu. Cu invers, copiem prima. Deci egal cu 5 supra 21, vorbește? 21. Înmulțit. Ori 3 pe 5. Ori 3 pe 5. Și este egal? 5 pe 5. 1, 7, și 5 pe 5, 1. Și este egal cu 1 ori 1, 1, supra, 7 ori 1, 7. Da? 1 pe 7. Deci răspunsul este 1 pe 7. Am dat și mie. Da? A uitat pe... simplifice. A uitat simplifice, da? 5 cu 5, da, 21. Da? 5 cu 5 l-ai simplificat, dar 21 cu 3 l-ai simplificat. Dar la sfârșit, la sfârșit l-ai simplificat. Da. Dat, cât ți-o dat? 3 pe 21. Da, și cum arătoși și numitor. Da, de ce să... împărțit la 3 odată. Da. De ce să o facem când o, o facem la timp? Nu o facem la sfârșit. Ia să vedem. 5 pe 2 împărțit la 4 pe 9 împărțit la 1 pe 2. Împărțit și egal cum? Pe... Ușor. Daria? O să fie egal cum? 5 pe 2 ori 9 pe 4, ori 2 pe 1. 9 pe 4, zis, 4, da. Ori 2 pe 1. Ori 2 pe 1. Și pot simplifica pe 4 cu 2 și atât. 4 cu 2 de aici, nu? Da, și cam atât. Sau 2 de, cu 2 de aici, da, că da, 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 dar, da, da, și atât. Da. Și numai nimic. Și ăsta e egal cu 5 pe 2. 5 ori 9. 45 exact, supra. Egal cu 45 supra 2 ori 2, 4. 45 pe 4. 45 pe 4. Deci am înțeles și cum se împar două fracții, mulțim se la cu a doua și inversată. Și acum? Nu, ultime ficturi operații, la paranteze. Și acum o să faci mai mici, să mai complex. Cu fracții decimale. Da? Da, tot o să fac și cu fracții decimale, că nu mă dau deoparte. Uite... A spus un profesor, l-am înțeles și venisem de la engleză. Acum ai venit la engleză? Nu, atunci. Atunci? L-am înțeles. Acum ești fresh, nu? Nu. Da. Și eu am înțeles și de fiecare oară când îți rămânea unul, mai adăugai un zero și fac. Da. Și dacă vedea... Ia să zicem așa. 2,5 plus 3 întregi și o doime. Totul de împărțit la 4 pe 3 plus 1 egal cu. Ați întrecut măsura. Deci chiar... Hai să nu spun. Păi dacă aș fi decimale, da, da, nu pot da, domn profesor, să vă saturi. Da. Dar nu din astea. Dar domn profesor, da, poți scrie acolo ori 3, 4, 5. Da, poți scrie. Ai scris 2,5. Dar hai să luăm de la început. Hai să vedem, de paranteză. Ne încurcă prezența lui 2,5. Cum ai zis? Adică 2, 3 și o jumătate. Sigur că da. Și egal cu 2 întregi și... Putem spune 2 pe 2. Plus 1 pe 2. Foarte tare. Deci ea a văzut așa. Plus 7 pe 2. Luăm deoparte. 2,5. A zis 2 întregi. Și o jumătate. O doime, nu? 2 întregi, da, și o doime. Da. Ar face. Acum suntem în situația deșteaptă. Ne știm să înlocuim pe... Da? Da. Și acolo o să fie 7 pe 2. 2 ori 2, 4. Și cu 1, 5 pe 5. 5 pe 2. 5 pe 2. 5 pe 2. Daria, hai să mai iau deoparte și zicem 2,5 și o altă perspectivă. Ori 1. E bine? Cât face 2,5 ori 1? 2,5. Și egal mai departe cu 2,5 ori 10 pe 10, spuneam. În loc de 1 ăsta, îl pun 10 pe 10. Ce n-am voie? Ba da. Egal mai departe cu... Cum să nu mulțesc două numere? Numărători între ei, numitori între ei. Da. Și vine 2,5 ori 10 supra 10. Supra 10, da. Adică
Și cum se mulțește? Deci 25 supra 10 și acum asta poate fi simplificată prin 5 și va face prin simplificare 25 părți la 5. Avem 5 pe 2. 5 pe 2. Tot acolo am ajuns, mă. Dar să mulțim parcă mai mult. Da, și am mulțit un pic mai mult. Dar a văzut aici 2 în 3 și jumătate. Și a văzut foarte bine. Dar nu puteam să mă refer la, de exemplu, la, pot să spun 2 pe 2 plus 1 pe 2? 2 pe 2 plus 1 pe 2, corect. Și apoi acolo aveam plus 7 pe 2. Cum, da? 2 pe 2 plus 1 pe 2 cât face? 2 pe 2 plus 1 pe 2, 3 pe 2. Dar eu mă refer că mai avem acolo 7 pe 2. Nu, dar l-ai gândit 4 pe 2. Nu 2 pe 2, că sunt 2 întregi. 2 întregi, ca să dea 2 acolo, 4 părți la 2 dă 2. 2 întregi. Deci pe, tu ai zis așa, 2,5. Tu n-ai vrut să scrii, cum am zis, 2 întregi și o 2 mei. Tu ai vrut să spui că e 2 plus 1 pe 2, da? Și aduc și același numitor. Dacă aduc la același numitor, vine 2, 2, 4 și cu 1, 5, nu 7 pe 2. Și 5 pe 2. Da, 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 și mine. Ce mă ții clar? Stai să te scriu și asta neapărat. Da? Deci, e 2 pe 1, Daria. Unde e 7? Sau dacă scriu 4 pe 2, 4 pe 2 plus 1 pe 2. Dar e ușor. Și face 5 pe 2. 5 pe 2 oricum ai face. Indiferent pe ce variantă o iei, tot 5 pe 2 îți dă. Tot timpul 5 pe 2. Nu știu de ce ai văzut o 4. N-am mai spus. 2 pe 2 l-a văzut? Nu, nu, nu. Pe 2 ăsta l-a văzut ca 4 pe 2 și n-am mai zis împărțit la 2. Și până m-a dus la aceeași numitor, oricum nu mi-e clar cum ai făcut. Cert este că ei se vreau făcut deșeală acolo, da? Mai insist un pic. La 2,5 ăsta, eu îl scrii deodată așa. 25 pe 10. Și eu aș scrie așa. Păi nu e așa, mă. Uite, n-am plecat, nu așa. 2,5 egal cu 25 pe 10. Adică am dus virgula la dreapta și am spus supra 10 că peste o zi, peste una, peste sigur 10, da? 25 pe 10, pe sigur sigur. De la liții, de ieri. Sigur că da. Și acum simplificăm prin 5 și face 5 pe 2. Foarte tare. Așadar, mă duc sus și continui. În loc de 2,5 zicem... Cât? 5 pe 2. Nu-i bine? Da. Da? Zicem 5 pe 2... Plus Daria. Vă spun eu 7 pe 2. Acolo e 7 pe 2, Daria. Poate așa. E mai important. Acolo 7 pe 2. Da, 3 ori 2, 6 și cu 1, 7 pe 2. Totul de împărțit, Darius, împărțit la... Nu, în loc să zic împărțit, spunea Daria, zic înmulțit cu 3 pe 4. 3 pe 4. Plus 1, nu? E egal cu 1. Și aduram 5 și 7. Ca o același numitor? Da. 5 și 7. 12, 12 pe 2, 5 cu 7, 12 pe 2, care... Da? Lăsăm 12 pe 2, vă place așa? Nu simplificăm. Nu vă simplificăm. Cât face 12 împărțit la 2? Cu 2 împărțim. Adică 6. 6 ori 3 pe 4. Nu? 6 ori 3 pe 4. De ce faci așa și nu scrieți? Unii. Scuzați-mă. Azi, da, mă, 12. Greșeală de tipărie. 6. Dar nu se putea scrie 6 pe 1, că mi se pare mai ușor. Sigur că da. Scriu 6 pe 1 ca să fie mai... Să o vezi în formă de fracție, da? Da, mi se pare mai acum, greu. Și acum? Și facem înmulțirea. Vor face, dar vedea simplificarea înainte. 6 cu 4, printr-un 2. 4. Merge. 6 cu 4 printr-un 2, domnul Dumnezeu. Da, printr-un 2 se simplifice. Se împart. Da, printr-un 2. Eu am crezut că ori. Nu. Și vine aici, Davide, 6 împărțit la 2 face 3 și aici e 2. 3 pe 2. Și face 9 pe
2, nu? 9 pe 2, da. Plus 1, și aduc la același unitor, amplific cu 2, e 1 pe 1 aici. 1 pe 1, și face 9 plus 2, totul supra 2, totul supra 2, și am pus aceeași linie de fracție. Mm. Și face 11 pe 2. Așa este. Eu am scris major 9. 9 pe 2 plus 2 pe plus 2 pe 2, nu? 2 pe 2. Și face 11 pe 2. Finalul este la 11 pe 2. Hai să mai vedem încă o dată în ce a constat frumusețea ieșirea asta, Daria. În ce crezi tu că... Că am amestecat și fracții și numere decimale. Așa de acum am să fac. Ca lumea. Așa am să fac de fiecare dată, ca să vedem exact cum trebuie să gândim. Și anume. Iată, ca să nu mă plângeți voi că vrem fracții, vrem numere decimale. Dar vreți numere decimale. Nu, dar fracții. Păi da, și fracții și numere decimale. Dar fracții, domn profesor. Una sunt numere decimale și una sunt fracții cu decimale. Da? Deci numere decimale. Hai să zicem. 2,31 plus 5,01 minus 3 întregi și o doime. 3 întregi și o doime. Totul împărțit la totul de împărțit la 5 pe 6 plus 1 egal 1. Haideți, e foarte tare. Daria, Daria, o evită pe ea. Calmă, Daria, și nu mai e fine căgită. Hai, deconectează-te, că noi fac matematică, o facem zâmbind. Nu știi bine. Cât de ne? 2,31 plus 5,01 minus 7. Daria, hai să facem un plan de lucru. Ideea este așa, fiind și fracții, fiind și numere decimale, trebuie să ne îndreptăm privirea ori numai cu fracții, ori numai cu numere decimale. Nu putem să facem adunarea? 2,31 plus 5 pe 1. Da, da, când ne-ar încurca mica. Deci vreți așa. Când ne-ar lua 7 pe 32. Da, mă. Corect. Deci faci așa, să ai o singură... Dar mi se pare mai ușor decât să ai două, să faci una. Bun, mă, deodată el vede. Le adună pe astea deoparte. Știi șmecheria că... Le pune una sub alta, virgulă sub virgulă, zice 1 și cu 1, 2. Dar ai zis bine, și deodată spun 7,32, ai zis bine, minus... 7 pe 2. Corect. Minus 7 pe 2, de unde ai și 7 pe 2? Că 3 ori 2, 6 plus 1? 7, de trecerea întregilor fracții, sigur că da, 7 pe 2. Dar ia, înmulțit cu, te rog. Înmulțit cu 2, 6 pe 5. 6 pe 5, plus 1, este egal cu... Așa, plus 1 pe 1, o lăsăm un pic mai... E, ce facem aici, Daria? Că sunt și eu număr decimal și cu fracții. Trebuie să hotărâm. Ori ne ducem numai cu fracții, ori numai cu numai decimal. Fracții. Cu fracțiile, da? Să luăm pe ăsta, să-l facem fracții. Da. Să luăm. 7,32 egal cu... Cum să zicem? 7 plus 3. Așa, 7 plus? 32. Nu plus 32. Plus 0,32, dacă vrea să zici așa. Că dacă ai luat partea întreagă, dar ea 67, o mai rămas partea decimală, 0,32. Dar eu aș vrea să vă propun să ajungă virgula aici. Tocmai. Păi trebuie să mulțim cu 100. Să mulțim și împărțim cu 100. Da. Trebuie să împărțim cu 100. Adică să zicem 732 pe 100. Ce ușor! Foarte rapid. Deci, virgula, peste cât am vreau să-l duc până la capăt? Peste 2. Cum o sărit, ca și cum aș fi mulțit cu 100, și împar cu 100. Ca să fie egalul. Să respectăm egalul de aici. Și acum am văzut-o ca o fracție, dar acum simplificăm. Simplificăm până nu mai putem, de-o facem ireductibil. Din cât credeți voi? Păi, prin 2 vedeți repede, nu? Din 2 se vede foarte repede, da, dar da. Merge și prin 4.
deodată. De ce? Din că ultimele două și cifre, 9, dar merge mai nu știu de 8. Ba da, pentru merge... 32 se împarte la 8. Bun, mă, se împarte, dar nu știu dacă... Ia să încerc, mă. Ia să mâna voastră. Prin 8, da? Nu vreau. Da, când... Comanda e comandă. Dar 20, Doamne, se împarte la 8. 7 în... Întrebare. Cum? 20 se împarte la 8? La 21. Păi uitați, dacă o luăm pe 100, 100, 8 vine 10 de, o dată și 20 se împarte la 8. Adică deja nu se poate. Deci într-o 100 nu se, da. 100 nu se împarte la 8. Asta, asta e. Dacă el a zis, se stau prin 8, prin 8. Prin 4, sigur. Prin 4. Am insistat eu. M-ai insistat tu? Nu s-a rezistat. Păi s-a insistat, mă. S-a insistat pe rete. S-a rezistat, mă. S-a rezistat. Deci prin 4, da? Prin 4 merge copil. 4 în 7. O dată. 1 ori 4, 4 ori 3, și îl punem 33, și intră de 8 ori. 8 ori 4, 32, 8. Și rămâne 12, 3. 183 supra? Supra... Ia să văd, mă, 100 împărțit la 4, cine știe? 100 împărțit la 4 deodată. Sfertul, sfertul! 25. Supra 25. De 4, de 4, de acum e plus. Dar merită să știi, dacă plânge un pic. Supra 25. O fi reductibil, domn profesor? Aici mă întreb. Prin 2 nu merge. Prin 4 nu merge. Păi dacă deci 2 și 3 nici nu mai caut, nu vrea asta de jos. 5 nu. Numai prin 5 ăsta de jos. 5 nici dacă ăsta numai printr-un 5, numai prin 5, și ăla nu vrea, gata, e reductibilă. Cea de sus vrea prin 5? Nu, că e 3. Păi, deci, vorba. 5 se poate da la 0 și 5. M-am interesat așa. Prin câte vrea ăsta de jos, că mi-e ușor, și îndată întreb dacă prin același lucru vrea și cel de sus. Nu vrea. Finalul. Ireductibilă. Ireductibilă. Și acum, voi continua aici, în loc de 7,32 voi spune 183 pe 25, 183 supra 25, minus 7 pe 2, în paranteză, mulțit cu Daria, cu 6 pe 5, nu? Da. Dă uite pe căiță la acolo, că ești și tu aici, nu? Suntem în aceeași. Da. Tu mulțit cu 6 pe 5. 6 pe 5 minus 1 pe 1. Plus 1. Plus 1 pe 1. Și facem... Minus 1. De acea paranteză, care să fie? Care e numitorul comun? Numitorul comun. 50. 50, da. 50 s-a văzut. E 25 ori 2. Altul ca să împartă și la 50 și la 2, nu? Ba, mai sunt câteva. Mai mari. Dublul lui 50, 100. Triplu 50. 30, 30, 100, deci, da, da. Dar nu cel mai mic. Noi căutăm cel mai mic. Da? Cel mai mic. Ăsta cu 2 și ăsta cu 25 și atunci voi avea egal. O singură linie de fracție vorbește așa, 366 minus 7 ori 25 minus 5 ori 5, 7 ori 30, 3 ori 35, 3 mai mult ce? 175 Oare? Alo. Alo, da. Da, eu sunt. Mă transmit prof online. Da. Alo. Alo, mă auzi? Da. De ce nu transmit prof online? Că este o defecțiune. Și băiatul care știe să repare, nu-mi răspunde la, la telefon. Mă bucur că te uit, da? Deci nu ne vede camera. Nu vezi nimic. Camera, da. Așa, am înțeles. Deci când ne pune pe YouTube, bine, ne vede. Bine, cum rezolva asta? Bine. Deci nu vede. Apropiată. 366 minus 175. Camera merge, dar nu transmite. Păi da. Da, din cauza că nu merge. Calculatorul. Ori 6 pe 5 plus 1 și egal cu. Daria, te rog. Și este egal cu... Facem scăderea, vorbești. Da. Eu fac. 1, 16 minus 7, care dă 6.
191 pe 50 ori 6 pe 6 pe 5 plus 1. Eu a simplificat pe acolo, domnul profesor. 50 cu 6. 6. Prin cât? Stai să mă gândesc. Prin 10. Ei, 6 metri la 10. De 9 ori. Spui un divizor. Și la ăla, și la ăla. De 8 ori, de 8 ori, de 8 ori. Nu mai prea 2, mă, că șase nu împarte la 8. Ești mincinos cum să fie de 8 ori. Șase nu împarte la 8. Pe ambele prin 2. 2. Prin 2, atâta. Deci, aici 25. Aici rămâne cât 3. Și aici rămâne 25. Vezi că se poate și așa, Davide? Nu neapărat trebuie să împarte exact. Un divizor comun a celor doi. Sunt da? Ai mai învățat ceva. Da? Și acum zicem 3 ori 1, 3. 3 ori 9, 27. 3 ori 1, 3 și cu 2, 5. Deci 573 supra Daria. 573 supra 5. Supra 25 ori 5. 5. 25 ori 5. 125. De 4 ori face 100 și încă 25, deci 125. Și plus 1, 1. 1 pe 1, cum spuneți voi, că vă place. 1 pe 1, care și acum care e 125. Deci amplificăm aici cu 125. Da. Și simplificăm 125 cu 125. Așa, Daria, că mi-ai făcut-o. La mulțire, am amplificat. Am amplificat, că, da. Am amplificat ca să simplificăm? Nu, Daria. Atenție multe. Deci, aici, când am amplificat, rămâne numitorul comun, nu? 1703. Deci, egal cu 125, care îl și pun, ca să nu mai intru în capcana aceea. 573 îl scriu. Și plus 795. 125. 795. 125. Și face 698 supra 125. O fi reductibilă. Asta este prin 2 și 4. Prin 3 nu se poate. Mie îmi place el, prin 2 prin 4. Dar de ce caută prin 2 și 4? Pentru că nu merge. Dar de ce mai scâmpi? De ce mai pierzi niște timp? Exact. Nici nu interesează dacă prin 2. Dacă merge prin 2, prin 4. Iar acum cauți divizorii ăstuia. Divizorii ăstuia. 5. Și 5. Și merge la ăla de sus și 125 care nu merge la ăla de sus. Deci e clar. Asta de jos are pe 5. Da? Și ăla tu nu are. Da. Și atunci gata. Nu mai zici în 2 prin 4. Nu mai prin 2 prin 4, pe nu știu ce, că nu se justifică tatonarea ta. Da? Căutăm divizorii ăstuia, care e mai mic și vedem repede. Deci, eu șmecherii, David, fii atent cum spun. Deci, întâi căutăm divizorii celui care, cel, care e mai mic și care, pe care îi vedem foarte repede. Și noi suntem la zi, dacă nu mergem păi la zi. Păi stai puțin, că... Nu, stai, asta spun. Asta adică să nu mai spun, da. M-am aruncat ochii la aia, spun ireductibilă. Corect. De ce? Am motivele mele. Nu merge prin 5. Dați-ne nu merge așa. Prin 5 și dați-ne, uitați, dați-ne, și noi trebuie să spunem dacă e ireductibilă sau nu. Stai puțin, că mie mi-a plăcut. Face și lucrarea în sine. Păi uite câte etape am parcurs aici. Eu știu că e greu. Nu, 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 nu e dificil deloc. Dacă noi facem... Facem dar numere decimale facem. Numere decimale. Aici numere decimale și fracții avem de toate aici. Nu e nicăieri mai, mai simpatic și mai interesant decât chestia asta. Hai să vedem. Vreau mai facem. 54, profesor Oprescu. Da, 54. Da, da, te rog. Vrei